Bună ziua! E o zi deosebită. Mulțumim pentru invitația de a participa la acest eveniment atât de plăcut. Sunt atât de mulți fani ai astronomiei, ai astrelor prezenți aici în Parcul Crângaș și noi venim tocmai de la mare ca să vorbim despre interacțiunea dintre astre și mare. Deci, dacă ar fi să vorbim despre stele, ați trecut pe la standurile pe în fața cărora se află atât de frumoase și speciale tipuri de instrumente și ați văzut că putem observa cu atâta claritate petele de pe soare. Dar tot atât de bine știm că pentru a putea face niște observații de o asemenea acuratețe este foarte importantă și calitatea sau curățenia atmosferei. În același context, știm că interacțiunea dintre astre și tot ceea ce ne înconjoară, toată planeta noastră, a fost prezentat puțin mai devreme și încă de la originile acesteia, este într-o continuă interacțiune cu stelele, cu astrele, cu alte galaxii chiar. Deci aveți în dreapta aici, este prezentat experimentul colegilor de la Horia Hulubei legat de astroparticule și într-adevăr, deci astfel de fluxuri de particule pătrund în atmosferă și inclusiv la nivelul solului și respectiv în apa din mare sau lacuri și evident că la rândul lor influențează tot ceea ce întâlnesc în cale. De asemenea, cunoaștem cu toții că interacțiunea poate să fie foarte fizică. Ați avut probabil prilejul ca să călătoriți și să vedeți că pe alte meleaguri se observă o diferență atât de clară între diferitele ore din zi în ceea ce privește nivelul mării sau al oceanului. Deci existența mareelor, din păcate, la noi la Constanța este o mare infimă, vorbim de câțiva centimetri, dar cu cât ne ducem către alte zone, constatăm că poate să fie de ordinul metrilor și acest lucru evident că influențează din nou tot ceea ce înseamnă pe planetă. Ca o paranteză vreau să vă spun că noi avem un stand și că vom avea o surpriză pentru dumneavoastră după această prezentare. Deci pentru acei dintre dumneavoastră care vor reține câte ceva din ceea ce vă spunem, o să avem câte un premiu. Deci, în acest context vreau să spun că în tot ceea ce ne înconjoară, vorbim despre particulele din atmosferă, vorbim despre plantele din jurul nostru, vorbim despre radiația care ne înconjoară peste tot și vorbim despre efectiv tot ceea ce se întâmplă pe uscat și apă, totul este într-o relație continuă și într-un constant tip de dinamism pe care îl percepem de foarte multe ori mai greu, dar cu care trăim în fiecare clipă. Deci, această interacțiune a radiației solare conduce, după cum bine știți, la apariția unor mișcări la nivelul atmosferei, mișcări ale straturilor de aer care se structurează, de multe ori le observăm la nivel local când apare câte un turbion sau câte o boare, dar în același timp constatăm că vânturile au dimensiuni regionale și uneori chiar se pot așeza planetar, fiind determinate de o serie întreagă de astfel de interacțiuni între radiația, în principal radiația solară, să spunem, și celelalte tipuri de mișcare ale astrelor. Și mai departe, vânturile interacționează cu suprafața liberă a lacurilor și a mărilor și generează valurile. Valuri care pot atinge dimensiuni absolut considerabile,
care, din nou, în cazul nostru la Marea Neagră, nu avem, să spunem, o conformație a valurilor foarte spectaculoase, dar în cazul oceanelor știți foarte bine că pot să apară niște imagini absolut spectaculoase și toată această interacțiune între astre, atmosferă și mare determină viața noastră de zi cu zi. Vedem aici o dispersie, să spunem, a tipurilor de valuri care sunt pe toată planeta și ajungem la Marea Neagră, o mare pe care o iubim cu toții pentru că are o parte din noi în, și de asemenea fiecare dintre noi purtăm în suflet părticică această mare. Nu știu câți dintre dumneavoastră cunoașteți că apa Mării Negre are o salinitate mult mai scăzută, este o apă salmastră, iar conținutul de salinitate din apa mării este foarte apropiat de conținutul de sare din sângele uman. De aceea, probabil că vă este atât de dor de mare și noi vă așteptăm cu drag de fiecare dată. Deci, vă spuneam că în Marea Neagră avem o serie de aspecte caracteristice, curenții de la Marea Neagră sunt conformați în funcție de geometria reliefului de acolo și de interacțiunea cu toți facultorii pe care i-am menționat mai devreme. Avem doi curenți foarte importanți, este vorba de acești curenți ciclonic circulari care sunt pe zona, deci pe, împart marea în două subsectoare, zona de est și respectiv zona de vest. Iar pe partea noastră, cea de vest, avem această mișcare de la nord la sud, care influențează foarte mult tot ceea ce se întâmplă în zona litoralului, inclusiv în ceea ce privește calitatea nisipului, de exemplu, este determinată de conformația acestor curenți. Litoralul românesc este de asemenea sub influența vânturilor, cribățul, nu? Ca și în restul țării, este foarte important pe zona de litoral. Conformația coastei împarte, să spunem, fenomenologia în două zone. Avem zona de nord a litoralului, în care, într-adevăr, este mai intensă, să spunem așa, activitatea vânturilor și a valurilor, și zona de sud, care este puțin mai ferită și în care, într-adevăr, valurile au o viteză mai mică. Deci, un aspect extrem de important cu care ar trebui și probabil că ăsta este și motivul principal pentru care ne aflăm aici, este să înțelegem că fiecare cetățean al României este într-o legătură zilnică cu marea. De ce? Pentru că zona hidrografică de pe care sunt adunate tot ceea ce înseamnă apele din bazinul hidrografic, acoperă nu numai teritoriul țării noastre, dar închipuiți-vă că încă din izvoarele Dunării, deci pornim din Germania, tot ceea ce înseamnă Europa de Nord și Europa Centrală este drenată și tot acest, să spunem, flux de drenaj este adus în Marea Neagră. Și din păcate nu este numai Dunărea, deși este cel mai important contributor, deși, să spunem, Dunărea are cel mai important debit de apă, alături de acestea influențează și alte cursuri. O întrebare pe care sunt convins că mulți dintre dumneavoastră deja o cunoașteți, mulți deja v-ați lămurit, bănuiesc, din ce motiv câteodată apa mării pare foarte întunecată. Deci știm cu toții deja că avem o cantitate foarte ridicată de substanțe organice care sunt dizolvate în apa mării și acest lucru este datorat, așa cum spuneam mai devreme, a afluenților sau celor care, fluviilor și râurilor care aduc aceste substanțe organice în mare,
cantitatea de substanțe organice, de carbon organic este foarte ridicată și acest lucru duce la absorpția luminii, ceea ce determină acest aspect întunecat și de multe ori ne gândim de ce este atât de neagră. Un alt aspect pe care cu siguranță că mulți din dumneavoastră l-ați aflat este faptul că Marea Neagră are două straturi. Deci este un strat cu o grosime până la 200 de metri maxim, la care este apă cu oxigen, deci care suportă viața. Sub 200 de metri în Marea Neagră începe să crească procentul de hidrogen sulfurat și sub această adâncime nu mai găsim lanțurile trofice de viață pe bază de oxigen. Evident că toate aceste lucruri dau o specificitate foarte aparte pentru Marea Neagră, este foarte diferită de restul oceanului planetar, atât ca mod de structurare a vieții în mare și modul de așezare a lanțurilor de viață. Dar din păcate suntem și noi. Deci, dacă marea ar fi fost singură, numai cu fluviile, ar fi avut destulă bătaie de cap. Din păcate, populația în creștere, la nivel planetar, la nivel continental, determină o serie de presiuni extraordinare asupra mării. Una din problemele majore pe care probabil că o aflați de multe ori discutată este problema eutrofizării, pentru că tot ceea ce înseamnă din agricultură, din rețelele sanitare, din toate celelalte tipuri de deșeuri, din pânza freatică până la urmă, toate acestea ajung în mare. Și aceste substanțe organice ajunse în mare, nutrienți de altfel, sunt ca o supă. Deci marea devine foarte bogată în nutrienți, dar cantitatea de oxigen nu poate să suporte viața. Și din această perspectivă, de fiecare dată când temperatura începe să crească, cum ar fi, de exemplu, acum pe timp de vară, lanțurile trofice se blochează, deci oxigenul este consumat de către elementele de la baza lanțului trofic și atunci încep să apară fenomenele de, să spunem, înflorire algală și alte procese de acest fel. Dar observați că sunt multe alte aspecte, multe dintre ele pe care nu le cunoaștem și, din păcate, nu avem instrumentele încă să le investigăm. Astăzi, închipuiți-vă că tot ce aveți ca antibiotice prin rețelele de canalizare ajung în apa mării. Tot ceea ce înseamnă stimulatorii, biostimulatorii, diversele substanțe pe care le aveți în cremele pe care le folosiți, diverse structuri, diverse particule nanostructurate produse industrial, toate acestea ajung în apa mării și din păcate nu se opresc acolo, ci ajung pe tot lanțul trofic. Marea se încălzește, deci temperatura la suprafața Mării Negre este într-o continuă creștere, se consideră că din toate mările care bordează Europa, Marea Neagră are cea mai rapidă creștere a temperaturii superficiale. În același timp, așa cum spuneam, presiunile antropogene sunt foarte multe și foarte variate. Gândiți-vă că numai atunci când te duci cu copilul pe malul mării cu o țigară în gură și arunci filtru de la bidonul de apă pe care cu atâta ușurință îl scăpăm pe plajă, la tot ceea ce înseamnă deșeurile și gunoaiele care se strâng acolo și care de multe ori nu sunt culese, toate acestea deci ajung în mare, o mare care prin natura ei este una din cele mai poluate și aceste tipuri de mase plastice, deci așa cum spunea și domnul Bănuță mai devreme, cantitățile acestea de mase plastice deja au penetrat lanțurile trofice, deja sunt demonstrate științific modul de acumulare a microplasticelor și nanoplasticelor în pești, în tot ce înseamnă fructe de mare, în diversele tipuri de alge, toate acestea mai departe urcă pe restul lanțurilor trofice.
Deci, din toate acestea observați, atât Dingoace este eșantionarea făcută din deșeurile găsite pe fundul mării, iar în dreapta sunt prezentate eșantionările la suprafață, cele care sunt culese de pe plajă, și observați că cele mai multe sunt pe bază de plastice. E bine, evident că există sisteme din ce în ce mai sofisticate de monitorizare. În Constanța, cu sprijinul Agenției Spațiale ROSA, am reușit să înființăm un centru pentru cercetări spațiale pentru zone costiere, centrul Cosmomar. Dezvoltăm o serie întreagă de activități care sunt legate de monitorizare folosind drone, folosind date satelitare și tipuri de modelări. În același timp există un amplu proces de cooperare în zona Mării Negre, deci toate țările din zona Mării Negre și-au dat mâna și cu sprijinul Comisiei Europene a fost realizată o agendă strategică pentru cercetare științifică și inovare pe creșterea albastră dedicată Mării Negre. Această agendă are 4 axe fundamentale. Prima axă este să adâncească, să spunem, observația științifică și să asigure cunoașterea în zonele pe care încă nu le palpăm și nu le înțelegem. A doua zonă, evident, este legată de dezvoltarea de infrastructuri relevante pentru a putea face cercetare științifică de precizie la Marea Neagră. De asemenea, vorbim despre activități legate de inovație și, nu în ultimul rând, de educație. Am să închei, în primul rând, aducându-vă la cunoștință, sunt convins că probabil mulți dintre noastre deja cunoașteți că există un efort extraordinar la nivel planetar. Din 2015, după semnarea Acordului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă, acesta a fost ratificat de țara noastră și sub egida Guvernului României există un departament pentru dezvoltare durabilă, există 2 comisii care lucrează, dar toate aceste comisii nu pot face nimic fără ca fiecare dintre noi să înțelegem și mai ales să facem ceva. Ce ar trebui să facem? În primul rând, când plecăm de aici, ar trebui să ne aducem aminte de aceste 5 puncte. Să consumăm numai cât avem nevoie. Deci, de când suntem mici, ar trebui să fim educați ca în farfurie să ne punem doar cât putem să mâncăm. Să încercăm să folosim de fiecare dată când ne ducem la magazin, să cumpărăm doar ceea ce avem nevoie. De fiecare dată când ne cumpărăm jucării, să vedem dacă doar avem nevoie de acele noi jucării și nu de sacii de jucării pe care îi aruncăm ulterior. Al doilea punct este să refolosim tot ceea ce putem să refolosim. Fie că este vorba de un ambalaj, fie că este vorba despre un fruct, fie că este vorba despre alte tipuri de obiecte, să încercăm să le refolosim atât cât pot fi ele refolosite. În al treilea rând, tot ceea ce aruncăm la gunoi, tot ceea ce se trage în apa de toaletă, ajunge și are un impact asupra mediului înconjurător. Și acest lucru este fundamental. Acest lucru trebuie să-l învețe copilul de când începe să vorbească și din casă. Și acest lucru este, evident, rolul nostru al părinților și bunicilor. Să ne deplasăm cât mai mult pe jos. Am uitat de chestia aceasta. Să încercăm să folosim transportul public. Să încercăm să uităm de automobile. Sunt convins că dacă pun o întrebare, în multe din familiile care sunt prezente, nu sunt doar 2, sunt chiar 3 autoturisme. Deci să încercăm ca să uităm de acest aspect și să încercăm să regândim fundamental modul în care ne deplasăm. Și nu în ultimul rând, să ne implicăm activ. Nu prin lucruri fabuloase, nu prin lucruri extraordinare. În primul rând, e un exemplu personal. Deci, acolo unde stai, acolo unde lucrezi, acolo unde umbli pe stradă, să arăți prin ceea ce faci tu, în primul rând, că poți să contribui la aceste aspecte. Îmi cer scuze că probabil s-a întins puțin. Mulțumesc mult de tot pentru atenție. Mulțumim și noi, domn profesor. Și vă așteptăm la standul nostru cu niște cadouri. Mulțumesc.
Iodul în general nu rămâne în apă, deci el se, bineînțeles, se poate intra în diverse combinații și așa mai departe. Cel mai important aspect este însă că carbonul, să spunem, în principal organic, acesta este foarte prezent și turbiditatea din...